Dodon. A promis multe, dar a făcut doar ceea ce i s-a permis să facă de către oligarh. În timpul protestelor din toamna anului 2015, la întrebarea ce ar face dacă va fi președinte, a răspuns tocmai așa cum dorește să audă sărmanul cetățean, care speră la dreptate și un trai decent, o pensie, compensație și alte ajutoare de care cetățenii beneficiază într-un stat civilizat. Ce ați face dumneavoastră dacă ați fi președintele Republicii Moldova? O multe aș face. În primul rând aș face ordine. Acei care au furat miliardele la Dubă, banii care i-aș lua de la cei care au furat miliardele, le-aș da la majorare de pensii, salarii, compensații nominative. Și ce vedem noi azi, luna august 2018? Dodon a promulgat lege cu privire la declararea voluntară și stimularea fiscală, acea lege care a promovat-o oligarhul ca să-și legalizeze averile nejustificate, deci banii furați. Președintele țării, Igor Dodon, va promulga pachetul de legi privind declararea voluntară a bunurilor și stimularea fiscală. Despre asta a anunțat pe pagina sa de Facebook. Dodon spune că a luat în calcul comentariile experților ale mediului academic și ale... Dodon a promis să reîntoarcă miliardele furate poporului, dar azi a permis lui Plăhătniuc să legalizeze acest miliard furat. Nu numai că nu a întors, dar și a legalizat împreună cu majoritatea parlamentară banii furați. Iar cetățenii au rămas să-l plătească mai departe, așa cum a hotărât anterior Parlamentul, ca datoria aceasta să fie pe seama cetățenilor. Potrivit legii privind declararea voluntară, persoanele fizice pot declara voluntar bunurile nedeclarate și să achite o taxă de 3% din valoarea bunurilor liberalizate până la 10 decembrie 2018. Deci adio miliardul furat. Legea a atras imediat critici dure din partea Uniunii Europene, Statelor Unite, Fondului Monetar Internațional, dar și băncii mondiale, care au atenționat că aceste inițiative pot submina angajamentul guvernului de a lupta cu corupția și alte angajamente pe care le are Moldova cu instituțiile financiare și că se pot solda cu riscuri fiscale semnificative. Nu e clară și reacția Partidului Socialiștilor, care la data de 26 iulie, când a fost aprobată această lege, fracțiunea în semn de protest au părăsit ședința. Ce în semn de protest? Nu s-a acceptat nicio propunere a fracțiunii socialiștilor, inclusiv și a unor colegi noștri, noi părăsim sala de ședință. Mulțumim! Iar în comunicat de presă Zinaida Greceanu-i dă de înțeles că ei sunt împotriva acestei legi, fiindcă nu este clară cum ea va fi utilizată și pentru care categorii concret. Deci, Partidul Socialiștilor nu le este clar. Legea privind amnistia fiscală are mai multe semne de întrebare. Și chiar dacă autorii au inclus acolo că nu cad sub incidența acestei legi funcționarii publici, dar demnitarii, procurorii, judecătorii, deputații care au fost, nu știu de ce, de la 1 ianuarie 2009 încoace, dar n-au spus, eu ieri în cadrul comisiei am menționat lucrul acesta. Dar rudele, dar persoanele afiliate acestor persoane, deputați, procurori, judecători, în a câta generație nu pot să beneficieze de lucrul acesta. N-au inclus lucrul acesta. Și cred că asta este o portiță foarte clară, înțelegeți pentru ce. Deci e sigur că aici sunt mai multe semne de întrebare. Cu toate acestea, Dodon promulgă această lege. Și nouă cetățenilor tot nu ne este clar. Care sunt relațiile dintre președintele Dodon și fracțiunea Partidului Socialiștilor din Parlament la ziua de azi? Oare chiar Dodon face jocul lui Plăhătniuc chiar în detrimentul partidului său?